you O cafea mică, foarte mică, un ristretto de la prietenii noștri de la Delonghi. Și nu e pentru mine, este pentru prietenul nostru Mițu, pentru că ce credeți oameni buni? E în Zodia Gemeni și are ceva emoții, pentru că astrologul, uite Mițu, e pentru tine. Astrolog Cristina Demetrescu este alături de noi și după ce am servit prietenului Mițu cafeaua, comandată prin telefon, foarte accesibilă, că omul vrea să fie conectat aici la Zodi, vorbim despre Gemeni, corect? Da, miroase foarte bine cafea. Are un parfum uh, Are. teribil. Și cel mai tare e că poți să o comanzi prin telefon. Ia asta mi se pare, uh, expresorul ăsta, expresorul de lunghi, îți comanzi așa, din telefon, Uite. uite, uh -huh. pa, și aici tot ce vrei. Da, da Asta interesant. e foarte tare. Uh, am două pahare de vin pe masă, unul alb și unul roșu, pentru că vorbim despre Zodia Gemenilor. Uh, și Zodia Gemenilor este când ăsta, când asta, nu? Castor și Pollux, doi frați. Doi frați? Da. Unul e mai introvertit, Polux este mai extrovertit. Da. Castor este mai castor e sabotorul, ca să zic așa, nu știu, să zic care e alb, care e roșu, dar cred că lor le place vinul roze, putem să le și amestecăm. Perfect, tocmai de aceea presupun că sunt din aceeași familie, pentru că la noi vinul e de la domeniile Sâmburești, iar domeniile Sâmburești au și alb, și roșu, și roze, așa că ar trebui să se înțeleagă gemenii da, sunt așa. gemeni, sunt oricum gemeni. Și oricum, și gemeni își mai dau un cap, da. nu? Nu știu, n-am -am avut frați gemeni, dar ar trebui să nu-și dea în cap, pentru că au misiuni comune, în general. Au o misiune comune, ar trebui să nu facă chestia asta. Urmează o analiză foarte clară pentru 2022 în ceea ce privește gemenii, iar dacă ar fi să alegem o singură culoare uh, de vin cea, pe cea merge pe alb sau pe roșu. A, din astea două, deci nu mm. neapărat uh, roze. Cred că uh, tu zici că roze, ar, nu. Le da, să știi că gemenii nu s mari uh, Băutor de băutori băutori? Nu sunt mari băutori. Adică în general beau, dar mă rog, sunt puțini care chiar beau, ca să zic așa. Adică sunt puțin serioși. Da, nu au. Uh, știi de ce fac? Știi de ce nu beau foarte mult gemenii? Pentru că sunt niște persoane mai cerebrale. Adică în general beau uh, zodiile care au mai multe emoții. Alcoolul este mai mult asociat cu emoția, cu înăbușirea emoțiilor, pe când gemenii sunt mai luci așa, din uh, multe puncte dar de vedere. Dar gemenii nu sunt de foarte multe ori și bipolari? Nici vărsătorii acum sunt... nu prea beau. Adică cei care, de exemplu, da, ba da, uh, sunt uh, nehotărâți. Uh, de asta adică, adică, ba, acum e așa, cum e așa. Da, da, Niciodată da, nu știi da. uh, cum stau lucrurile în privința gemenilor. Da. Uh, nu, dar eu cunosc foarte bine Zodia asta și n-am, adică, eu văd uh, și la consultații uh, vin gemeni la cabinet, dar nu vin amândoi știi? Se trezește câte unul după aia și eu zic, păi stai puțin că eu am vorbit cu celălalt geamon, știi? Adică e foarte Adică vine o persoană care e în zodia gemelor și odată e într-un fel, odată în alt fel. Îți dai seama, știi, că în momentul în care iei tare așa, și că da, dar nu sunteți amândoi la, la consultație? Adică n-ați auzit amândoi ce am vorbit? Lumea poate să găsească mai multe informații și pe site-ul tău, cristinademetrescu.ro Nu, 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 astrostar.ro mă pot găsi după nume. Astro, astrostar.ro Ok, perfect. Sau pe Instagram, sau pe Facebook? Instagram, Facebook, da. Acolo mai fac câteva analize și de când a început pandemia asta, scriu destul de mult despre, nu foarte mult, când... O să lăsăm și noi un link în descriere unde se pot găsi oamenii și cum pot să pot să ia legătura cu tine. Gata, pregătiți-vă pentru a afla ce le rezervă 2022 celor din Zodia Gemenilor și în clepsidra de 10 minute. Gemenii, Asta este o zodia oamenilor care în general ar trebui să învețe sau să vorbească sau să comunice și în 2022 ei au de învățat. Planeta profesor se află, se află pe o casă a studiilor superioare, aș spune. Sunt vizați mai mulți cei care se studiază și care bă, bă, merg la facultăți sau cei care vor să facă o a doua facultate sau cei care vor să dea examene de specialitate pentru că vor avea și o planetă excepțională în 2022 pe carieră, ele merg în tandem, cum s-ar spune, Jupiter va fi pe carieră și Saturn este în continuare în zona studiilor. Cei care vizează posturi universitare, cei care intră, trebuie să intre în barou, să-și dea rezidențiate și așa mai departe, sau cei care au amânat un anumit examen către magistratură, sau către ce vor ei, să pună burta pe carte pentru că Saturn oricum îi pune la treabă. Adică și pe cineva care nu vrea să se ducă la școală. Sunt gemeni care vor spune, domnule, școala e prea grea. Cu Saturn, adică planeta profesor acolo este extraordinar de greu, poate ar trebui să abandonăm. Exact, nu trebuie să abandoneze. Punctul care îi slăbește până în primăvară este exact Luna Neagră, care a rămas în gemeni de anul trecut din 18 iulie și stă până pe 14 aprilie 2022. Și în toată această perioadă lasă că sunt doi gemeni, da? dar Luna Neagră a făcut uh, haos pe acolo, i-a uh, dezorganizat total. Și, uh, efectiv, uh, poate au avut zile bune, zile mai puțin bune, poate unii au vorbit ce nu trebuia, poate unii n-au vorbit deloc. Uh, uh, și, bledă uh, și gândură, această lună neagră nu este o planetă, dar este o stare, da? Dă o stare. Și ei au lucruri de făcut, au responsabilități, da? De, uh, de, uh, de uh, asumat. Și una dintre ele este uh, școala sau studiu sau uh, tot ceea ce realizează, uite, de exemplu, sunt uh, care au plecat din țară și nu au o cetățenie, nu au un drept de ședere, nu au un drept de muncă și uh, evită să facă lucruri. ăsta. Tot ce ține de acte, de documente, de ideea de a aparține unui loc cu acte în regulă, ca să spunem așa. Tot ce vizează o diplomă, o licență, da? este momentul să se legitimeze da? și să-și uh, asume niște lucruri la nivel de uh, societate. Și da nu este despre abandon în această perioadă, indiferent că destinul din data de 23 decembrie, până în vara lui 2023, a intrat pentru gemeni pe o casă mai puțin bună, se numește casa încercărilor, dar și a iluminării depinde ce alegi. Dacă vrei să te lași pradă um, acestor provocări karmice, pentru că aici este zona de penitență, da? pe orice astrogramă. Fiecare dintre noi are de decontat ceva, da? mai devreme sau mai târziu, noi tot acumulăm, dar nu ne taxează universul pe loc, cum s-ar spune, ne lasă în pace. Și la un moment dat vine un moment în care trebuie să ne confruntăm cu niște demoni, cu niște probleme de sănătate, cu niște dușmani, cu niște încercări, cu puțină izolare, poate cu puțină singurătate. Uh, și nici măcar astea nu sunt uh, neapărat uh, niște piedici. Uh, din contră, dacă geamănul uh, este provocat uh, la ceva în 2022, este să lupte uh, versus această energie negativă pe care o are, sau cel puțin până în primăvară și să vadă, nu știu, dincolo de rațiunea asta pe care ți-o descriam puțin mai devreme. Adică pe Gemeni 2022 îl forțează. L-a forțat un pic și 2021. Este foarte dar adevărat. 2022 uh, se calcă mai tare accelerația. Dar nu știu dacă ai observat și nu știu dacă mi este permis să spun lucrul ăsta, totuși fiind un podcast, cred că pot să spun, dar uite, o schimbare pe care o dă Lilith, pentru că îți spuneam că Lilit l-a înșelat pe Adam cu Lucifer, adică trecerea lui Lilit de la o stare la cealaltă este foarte bruscă. Chestia asta cumva l-a marcat și pe președintele României, care este geamă, adică toată lumea s-a întrebat, domne, și-o avea omul, dar nu mai vorbește, știi? Adică geamă nu... Nici nu era mare vorbitor, o... adică... Doamne, nu era mare vorbitor, dar în momentul în care ai niște prerogative și ai și un statut, cum îți spuneam, adică tu ți-ai asuma niște responsabilități, aici deja devine o problemă. Pentru că luna neagră te poate da cu capul de pământ, adică te poate face să devii din om neom. pentru simplu fapt că te lași pradă slăbiciunilor pe care ți le insuflă. Am zis că ăsta asta este castor, nu? Ăsta este da. sabotorul latura introvertită. O fi un motiv sau o fi o cauză pentru fiecare geamăn. Ba să spună lucruri aiurea, ba să nu le spună deloc atunci când trebuie să le spună. Și cu toate astea este sunt zodia comunicării. Da? Nu ai voie să nu te duci să dai un examen doar pentru că, nu știu, te-ai operat de apendicită. Dacă te-ai operat de apendicită, amâni examenul și îți rezolvi această uh, situație. Deci, suprapunerea unor evenimente da? În viața unor gemeni, care una rece, una caldă, ar putea să-i scoată puțin din zona de confort, aș spune. Dar cei care uh, vor face din această casă karmică, uh, care nu se contabilizează pentru pensionari, pentru femeile care stau acasă și cresc copii, adică cei care uh, au astfel de... Uh, situații, nu se pune că sunt încercați, ci doar că sunt un pic izolați din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în viața lor. Da? Deci poți să nu fii bolnav, dar să stai acasă să crești un copil. Deci pentru gemeni 2022 se anunță un an cu încercări multe. Da, poate să închidă un ciclu din viața lor. Deci unii poate să pensioneze. Da? Cineva care, de exemplu, va sta acasă să crească un copil vreo 2 ani, în momentul în care se va termina acel concept de maternitate, pentru că planetele sunt sus și pentru că îi solicită, nu vor mai putea să se ducă de unde au plecat. Pentru că pe casa jobului sau pe casa serviciului, acolo trece o altă, un alt element karmic și ceva se închide da, în viața lor, deci trebuie să fie cumva pregătiți să treacă la etapa următoare. Financiar? Financiar, s-ar putea să fie câteva probleme din uh, aprilie până spre sfârșitul anului, pentru că luna neagră iese din gemeni, vestea deci, bună, dar an. intră pe casa banilor, nu neapărat, pentru că luna neagră poate să dea stări cronice sau acute. Da. Acut înseamnă să-ți vină o factură de te lasă cu gura căscată, dar tu să ai bani. Dar numai că te superi că trebuie să plătești factura aia sau ai dat bani pe Acum, ceva. Acum depinde și câte case ai. Pe... Și, pe... și corect, și uh, cronic înseamnă că tu chiar ești nemulțumit Starea ta materială și atunci, dacă ei au planete culminante, tocmai despre asta e vorba. Evoluția lor îi scoate cumva din starea materială precară, dar nu va fi cazul tuturor. Ce nu trebuie să facă este să nu facă prostii, să nu cheltuie iurea, să nu împrumute bani eu știu, să nu vând obiecte cu valoare de familie sau valoare sentimentală, că au ei nevoie de bani de, pe o zi pe alta să nu accepte joburi doar pentru că sunt mai bine plătite, dar nu le fac, să spunem, cu cinste, da, sau nu le fac cu plăcere, să creadă mai mult în steaua lor norocoasă, pentru că și sub aceste auspicii, după 12 ani de zile, și aș vrea să insist totuși pe chestia asta ca să nu aibă senzația geamănul că are un an prost, are un an excepțional, pentru că marele benefic este culminant și cu toate problemele pe care le au, există o esență, există o cheie, da? Adică, uite, de aia ai trecut prin lucrul ăsta. Că Ce dacă n-ai fi ceva? trecut, soarta nu te-ar fi direcționat în zona respectivă. Și atunci un mare benefic pe casa carierei vine odată la 12 ani. Tu, cu Jupiterul ăsta, poți să faci foarte multe lucruri, profesional vorbind, este tot o zodie dublă, adică au de lucru și Castor și Pollux, amândoi s-ar putea să muncească. Uh, unul ceva, celălalt alt ceva. Adică se pot compensa, de exemplu, uh, prin uh, job de bază și după aia, să zic, au un hobby care îi descarcă pe ei așa, uh, le descarcă tensiunile, fac și ce le place, dar foarte mulți poate să bifurce da? o activitate, uh, fac o muncă, dar uh, o pot și preda altora. Adică hai să-i învăț și pe alții, pentru că ei sunt zodia uh, comunicării. Câteva ispite cu și provocări. Opa, apar ispitele. Da, apar ispitele și cu luna neagră e foarte greu, cam până prin primăvară, pentru unii gemeni e foarte greu să ai încredere în ei, pentru că au puțină fugă de idei, ca să spunem așa. Însă, stau foarte bine în lunile de vară, Jupiter va trece cumva pe casa 11-a prietenilor și iarăși este cumva sectorul de unde le vine norocul. Uh, știi că se întâmplă și situații ca o prietenie să se transforme într-o iubire. Sunt și situații în care iubirea se transformă în prietenie, dar nu prea cred eu în chestia asta, știi? Adică, cumva, iubirile trebuie închise. Și eu cred același lucru și tine. Când iubit pe Când cineva s-a terminat, nu mai poți să mai este prietenia aia după. Nu, pentru că dacă... Deci nici tu nu crezi în nu, despărțirile nu, alea notari nu. când merg de mână amândoi și nu. și pleacă de mână de la notar? Nu că nu și... cred. Ei poate să facă lucrul ăsta. Dacă chiar nu s-au iubit niciodată, pot rămâne prieteni forever. Dar acolo unde a existat iubire, există și durere. Și dacă există durere, nu mai există prietenie, știi? Adică așa interesant. cred eu. Iar prietenii se pot transforma în iubiți. Prietenii, pentru uh, da, eu trebuie să caut pe astrogramele unde uh, o să vezi că sunt și zodii unde iubirea este evidentă. Da? De exemplu, dacă le trece destinul pe casa 12-a Carmei, uh, nu trebuie neapărat să fie cineva bolnav, dar poate să întâlnească o relație karmică și îl vede prima oară și zice, ok, de unde știu? Adică parcă te cunosc de undeva, știi? Deci, lucruri interesante și întotdeauna elementele astea astrologice se sublimă. Da? Adică, eu dau niște repere. Dar fiecare poate să spere uh, la ceva, zic eu, foarte bun. Oricum, pentru ei este un an de pregătire profesională, pentru că poate să schimbe viața în sensul ăsta și așa a venit momentul uh, să facă. Deci 2022, totuși un an uh, la care cei din Zodia Gemelor trebuie să fie un pic atenți și să nu se dea bătuți. Da, nu mi-aș programa neapărat o căsătorie în 2022, pentru că am alte oh, probleme. Oră, adică și ăștia min... care sunt în Zodia Gemelor și au căsătorile programate? O să aibă, dar de exemplu, eu știu, poate îi doare coloana, poate nu poate să danseze, înțelegi? Adică nu sunt în cea mai bună formă energetică, fizică, psihică, psihologică și din toate punctele de vedere. Deci să nu facă, în principiu, atenție la căsătorii, la evenimente păi, importante? evenimentul important trebuie să-l simți, adică nunta trebuie să o faci într-un an zen. Niciodată nu spui o nuntă când ți-a murit o rudă, nu pentru că a zis preotul sau eu știu, sau nu spui o când Ia ai mai un sunt proces. Deci, nunțile peste patru ani au deja sala rezervată. Săraci. Ei nici nu știu dacă mai dar De ani. unde știi că pandemia asta nu vine, totuși, cu un element de destin care îți spune, auzi, dar nu vrei să te mai gândești? Pe da, de atunci am găsit sala liberă. Asta a fost pentru cei din Zodia Gemenilor. Am pus clepsidra, au trecut cele 10 minute. Cei de la Bringo, aplicația pe care o folosim de fiecare dată când înregistrăm podcasturile și nu numai, o găsiți în descriere. Ne ajută ușor, ușor, uite așa, să intrăm pe Bringo și să ne căutăm tot ce ne trebuie ca să urmărim podcasturile astea în liniște sau să citim în liniște sau să facem alte lucruri pentru noi, pentru că în timpul ăsta altcineva ne poate face cumpărăturile. Așadar, mulțumim celor de la Bringo pentru aplicația asta senzațională, pentru că fac întotdeauna cumpărăturile prin Carrefour și ne ajută foarte multă treaba asta. Interesant pentru Gemeni, mi-aș plăcut să mai vorbim de domnul președinte sau poate am fi înțeles mai multe da, din acțiunile eu am, din 2020. eu am l-am înțeles de eu de înțeles l-am înțeles numai că știu am o vorbă președinții nu e oameni, adică ei nu exact. au voie să nu au voie Adică nu putea, să, nu putea să apară să că oameni buni, în cazul în care v-am supărat în 2021, să știți că n-au fost astrele cum trebuie și pot să vă spună da. și astrolog Cristina Demetrescu că așa a fost. Lilith, a trecut Lilith. A la... trecut Lilith. <laughs> cea care, care s-a făcut demon și care i-a închis gura. Am înțeles. Prea mulți demoni acolo. Nu, e vorba de aici, e posibil să fie vorba de un mic șantaj. Luna Neagră cu scheleții din dulap, din păcate. Nici nu mai înțeleg unde sunt scheleții. La PSD, la PNL, la USR, la uh, UDMR? În, pe harta României... PNL, uh, peste tot scheleții, harta nu? României, scheleții sunt în zodia Capricornului care guvernează politica la modul general. Adică noi numai, uh, nu știu cum să spun, să ne omorâm țara și să o renaștem din ca paserea Phoenix din propria cenușă, să-i schimbăm soarta și să ieșim pe, de pe destinul ăsta al țării noastre, care este un destin de sacrificiu, în care ai senzația... Știi că eu câteodată, câteodată nu știu cum supraviețuim. Tot timpul se întâmplă ceva rău și cu toate astea noi suntem în continuare în picioare, adică despre ce vorbim. Deci la noi suntem pe destinul de supraviețuire orice ar fi. <laughs> ok? Am vorbit pentru gemen, dar un pic și așa mai am e general. Bătut, am bătut apropouri. Da, apropouri, exact. Ok, mulțumim mult de toate Cristina de Metrescu astrolog. Continuăm, dăm noroc norocă și Mie uh, asta gemenilor. Îmi place. Mie a a și a -a a asta a place <grafil> mult de tot. Atenție mare gemenilor 2022 e mulțumim, un an gemenilor. la care trebuie să fiți uh, Mulțumim. Mulțumim gemenilor. De ce le mulțumim? mulțumim pentru noroc. Ah, am înțeles, ok. Perfect. A, să le mulțumi mulțumim mulțumim zodilor. Zodilor, da. Ah, ok, perfect. Așa facem. Mulțumesc.